Legendarele, ia să vedem ce legendare avem. Bum, bum. Salutare jupânilor, bine ați venit la un episod nou de Clash Royale. Eu sunt Surdaciu și astăzi o să facem un super mega ultra chest opening pe contul lui Cosminel Duracell. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja, pentru mai multe episoade noi din Clash Royale și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Jupânilor, avem așa astăzi 2 cufere gratuite, 3 de aur, un giant chest, un crown chest, un draft chest de challenger 2 sau challenger 2, mai avem un clan chest, mai avem un cufăr de 2v2 challenge și parcă un classic challenge, încât am înțeles, dar nu știu, urmează să aflăm și noi, sper să luăm, nu știu, măcar o legendară, fraților, din draft chestul ăsta. Eu aș vrea 2, da, știți cum e, partidul Supercell nu prea ne dă legendare. Hai să începem cu el, să mă asigur că filmează. Hai că filmează. Draft chest, frumos așa. 3011 gold. Avem 59 bet sau 59 zep. Nu știu ce să iau. Hai că îi iau zep, că văd că bet nu prea joacă cu ei. Acum avem 76 fireball și elixir collector. Mă ajuce pe... Hai să luăm colectoarele. Bun, și avem și legendară, păi se putea, prinț sau oglinzi, o să iau oglinzile fiindcă eu le folosesc și acum vin legendarele, ia să vedem ce legendare avem, bum, 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 bum. Loc sau Sparky, ha, îi luăm loc, nu o să iau Sparky că nu vreau să-i dau rect lui Cosminel, pac, loc, frumos așa, deci avem o legendară, e foarte bine. Dacă ne mai dă una, e un bonus. Hai să mergem mai departe. Hai să vedem free chest-urile. Bun, 95 gold, muschetir, Tesla și ia să vedem în celălalt. Aici avem gemuri, 93 gold, 2 gemuri, 2 grinder și scheleți. Frumos. Mergem cu asta. 50 de cărți, 1100 gold, 22 bets, 22 elite barbarians, 5 giant și nu putea să ne dea legendară, ne dă epică, care este lightning. Bun, ce mai avem noi pe aici? Bă, ăla era de 2v2. În fine, trebuia să încep cu asta, nu-i nimica. 175 gold, bets de 5 ori, zap de 17 ori și furnace de 3 ori. Clan chest-ul lăsăm pe mai încolo. Hai să vedem astea de aur. 231 gold, heal, 18 bets, 19 zep și 3 colectoare. Oh, era să dau pe giant. Făceam o prostie. 247 gold, 5 par, un giant, heal de 3 ori și ice spirit. Bun, încă unul. Încă unul și încă unul. 229 gold, bets, bomber, goblin hat și peca, că legendară nu putea să ne dea, am înțeles. Crown chest. Scurios din giant-ul ăla dacă ne dă, 623 gold, mie nu mi-a dat niciodată din giant, 4 gemuri, 22 bets, 50 cannon, acum ne dă rara și ar putea să sară peste epică? Nu sară peste epică, goblin hat de 9 ori și giant skeleton, nașpa. Ce mai avem, clan chest, să nu uităm de el, dar nu, mai întâi deschidem asta și terminăm cu clan chest. 860 gold, giant skeleton. 81 zep, ne-am împărțit comunele în două, așa, ceva, 148 bets și rarele fireball. Rene, bă, din clan chest, vreau să iau lui Cosminel încă o legendară din clan chest, ia să vedem. 1620 gold, 5 ice spirit, 35 knight, 7 goblin hat, 9 barbarian hat, 11 mega minion, normal, 200 zep și PK de 3 ori, nu l-am mai dat o dată pe PK. N-a fost să fie bine că i-am luat din draft chest, ăla era important. Hai să donăm aici. Cam asta a fost, prieteni, nu uitați, dacă aveți cufere și vreți să vi le deschid într-un episod ca acesta, lăsați-mi un mesaj pe Facebook, aveți linkul în descriere și o să discutăm. Ne oprim aici, sper că v-a plăcut ce ați văzut, eu am fost Surdaciu, acesta a fost episodul de astăzi, voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupâni și până data viitoare, dau cu pace!